seara. Numele meu este Dan Pandreau, voi fi gazda de la în această seară. Mulțumesc foarte mult că m-ați făcut timp să ajungeți în seara aceasta la ediția cu 148 al MSOP PTC. Astăzi vom discuta despre legislația promovării online. Avem pregătiți pentru dumneavoastră trei speaker. Vă recomand să interacționați cu ei, pentru că la final am și două premii pentru cei mai activi dintre dumneavoastră. Mulțumim sponsorilor care și de această dată sunt alături de noi și susțin comunitatea. Iar dumneavoastră, dacă doriți să continuați discuția și după eveniment, vă așteptăm pe grupul nostru. Sunt sigur că acolo veți găsi o serie de discuții interesante. Și fără alte detalii, îl invit pe primul speaker, pe Ciprian Susanu. Bună seara! O să încep? Da! Ciprian Susanu mă numesc, conduc agenția de strategie online care se numește Dare Digital, partea grupului de comunicare independent Friend Group. Și am acceptat să vorbesc în seara asta și mulțumesc pentru invitația lui Dan, pentru că mi-a plăcut subiectul. Și numai că mi-a plăcut subiectul, dar e subiect cu care eu am avut foarte multe provocări mulți ani de zile. Am 11 ani de experiență în digital marketing, dar de 6 ani lucrez în zona de advertising. Eram un programator mai tehnic înainte. Și de când lucrez în advertising, am tot avut de făcut prezentări. De 6 ani de zile, cred că am făcut sute de prezentări pe care a trebuit să le prezint în fața colegilor, în training-uri pe care le-am susținut, dar mai ales în fața clienților. Și atunci, subiectul cum să structurezi o prezentare sau reguli pentru construirea unei prezentări, având în vedere că am avut și eu challenge-uri foarte mari în zona asta, m-a provocat și îmi face plăcere să împărtășesc cu alții experiența pe care am acumulat-o eu din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem mai întâi ce fel de prezentări aveți ocazia să faceți voi. Ce fel de prezentări vi s-a întâmplat sau aveți nevoie să faceți în mod regulat? La facultate? Prezentări la facultate, în fața colegilor poate, da. Prezentări de vânzare către clienți, bănuiesc foarte des, da. A fost foarte frustrant pentru că cu câțiva ani de zile tot reinventam roata. La fiecare prezentare nouă, la fiecare client nou care venea, mă apucam și luam de la capăt. Mai construiam o prezentare, mai schimbam ordinea slide-urilor, mai... De fiecare dată trebuia să fie altfel, mai ales că eu sunt un tip care îi place să facă lucrurile foarte diferite de fiecare dată. Și am avut frustrarea asta până de curând, când un om foarte drag mie, Andy Sekeli, care este un trainer și un speaker foarte cunoscut, m-a ajutat să cristalizez, am adaptat modelul lui și am cristalizat o structură de prezentare, astfel încât acum nu mai iau de la zero de fiecare dată când am de făcut o prezentare. Și vreau să împărtășesc cu voi modelul ăsta. O să vedeți că e un model care vă aduce, în primul rând, claritate. Da? Câți dintre voi doresc claritate și structură? Da? Eu apreciez foarte mult chestia asta, pentru că dacă am un template pe care pot să construiesc, de obicei îți ia mult mai puțin timp să construiești prezentarea. Deci evit situațiile alea în care depășești timpul pe care ți l-ai alocat. Situații care se întâmplă cam în, nu știu, 95% din cazuri, da? De fiecare dată prezentările ne iau mult mai mult decât ne-am planificat. Hai să intrăm în model. Primul pas din punctul meu de vedere, prima secțiune, să zicem așa, din prezentare, ar trebui să fie poziționarea. Sunt foarte urât în general, așa că dacă e să citesc, merită o rundă de aplauze deja. Ok. Ce aveți de poziționat? Ce trebuie să poziționați? Sunt trei lucruri din punctul meu de vedere. Trebuie, în primul rând, să te poziționezi pe tine. Da? Și trebuie să spui cine ești tu. Și știți cum se spune că oamenii inteligenți au răspunsuri bune, oamenii înțelepți au întrebări bune. Da? Așa că aș vrea să construim secțiunile astea în funcție de întrebări. Practic, ce întrebare îți pui aici? Întrebarea pe care ți-o pui și la care răspunzi este cine ești tu ca să
susții prezentarea asta? Cine ești tu ca să vinzi ideea, produsul, serviciul ăsta? Ok? Al doilea lucru de poziționat este publicul. Ok? Practic, întrebarea care se pune aici ar fi ok, dacă știți că vorbiți cu un antreprenor de 45 de ani, nu îl poziționați în context familial, da? Deci în contextul în care susținem această prezentare, care este rolul tău? Care este rolul publicului? Care, cine e persoana cu care vorbiți? Ultimul lucru de poziționat din punctul meu de vedere este, mie îmi place să-i spun, oportunitate. Ok? Practic, ce anume, cum arată lucrurile în momentul ăsta? Care e situația? Dacă e prezentare de vânzare către un client, de exemplu, aici prezentați contextul pieței. Cum arată piața? Cum arată situația la începutul poveștii? Că o să vedeți că în final o să iasă o poveste din chestia asta. Următorul lucru, în orice poveste, ce se întâmplă? Apare o problemă. Multă lume sare peste partea asta dintr-o prezentare, dar e vital. Pentru că dacă problema asta nu există, voi nu aveți ce să vindeți mai departe. Și de asta consider că e foarte important să insiști aici, nu numai să insiști, dar să intensifici problema asta. Adică, dacă nu doare, dar dacă nu doare tare de tot, omul ăsta nu are niciun motiv să vă asculte mai departe. Da? Și în general aici se folosesc două lucruri. Se folosesc date statistice, dacă e să vindem, să avem o prezentare de vânzare, dar secretul cu datele statistice este că țin oamenii în emisfera creierului responsabilă cu analiza. Și atunci, al doilea secret aici, este să folosiți un limbaj visceral. Deci trebuie să descrieți durerea aia ca pe o durere reală, de măsea, de șale, de ce vreți voi. Da? Și îmi place să-i spun și zona din prezentare de intensificare a durerii. Cu cât durerea e mai intensă și mai puternică aici, cu atât mai bună va fi ce? Soluția voastră. Partea următoare din prezentare, din punctul de vedere, e soluția. Și ăsta e momentul în care vorbiți despre ce aveți voi de vândut. Ideea, proiectul, produsul, serviciul, tot ce vreți voi să vindeți, ar trebui să fie în secțiunea asta. Și aici vă concentrați pe funcționalități. Da? Deci aici vorbiți strict despre produsul vostru. După care însă, clientul sau persoana care trebuie să vă vadă prezentarea, va fi interesat de valoarea pentru el. Ce anume obține el de pe urma soluției. Și mai avea un lucru de adăugat la soluție. Din experiența pe care o am, întotdeauna e bine să aveți o demonstrație. Să aveți un prototip al produsului vostru. Sau să faceți o demonstrație live acolo, când susțineți prezentarea. De ce? Vă dau un exemplu. Eu construiesc site-uri de 11 ani de zile de când am intrat în domeniul ăsta și întotdeauna mă deranjează să fac spec work. Nu-mi convine să lucrez la un site, să desenez un site sau să investesc timp înainte să vând proiectul, că eu fac o prezentare de vânzare aici. Da? Numai că, știți ce? Așa funcționează cel mai bine. Când ajungi în punctul ăsta și vorbești numai teorie, știi, am putea să facem un site care să aibă secțiunile astea și să facă și asta, și asta, și asta, o faci degeaba dacă nu arăți, dacă omul ăla nu vede efectiv demonstrație. În zona de valoare, trebuie să traduceți toate funcționalitățile soluției voastre în beneficii pentru client. Deci aici deja nu mai vorbiți despre voi. Aici trebuie să vorbiți despre what's in it for him. Ce anume are de câștigat respectiva persoană din ideea, proiectul, produsul sau serviciul vostru. Da? Deci, site-ul de care vorbeam mai devreme are o pagină de contact? Nu știu. E o funcție. Beneficiu pentru client care? Că poate fi găsit și o să aibă vânzări mai mari și așa mai departe. Și am mai văzut un caz, am văzut foarte multe prezentări în care aici se prezentau 10 de beneficii. Dacă avea 20 de beneficii, le prezenta pe toate. Nu. Concentrați-vă pe 2-3 beneficii majore, care sunt cele mai puternice, descrieți-le pe alea în detaliu și apoi puneți, ok, și altă. Da? Nu intrați în foarte multe detalii.
Și ultima parte, o să o spun în engleză, pentru că așa sunt eu obișnuit să o numesc. Next steps, sau, mai am un nume pentru ea, so what? Adică, mi-ai prezentat până acum, cine ești tu, cine sunt eu în contextul ăsta, care e oportunitatea, de ce mă doare, ce soluție ai tu și acum ce? Și în general, în secțiunea asta, e bine să spuneți două lucruri foarte clar. E bine să spuneți ce are de făcut el mai departe, ce aveți voi de făcut mai departe. Și mai sunt două elemente cheie din punctul meu de vedere care au tendința să facă prezentările mai bune. Și anume, ați observat că sunt foarte mulți oameni care le prezint ceva și după aceea zic, mă mai gândesc? Au tendința să amână. Și atunci, și probabil nu sunteți singurii care faceți o prezentare de genul ăsta, poate că mai vede astfel de prezentări în fiecare zi. Și atunci, două elemente cheie din ultima parte, din zona de next steps, ar fi de ce să lucrezi cu tine și de ce momentul potrivit e acum. Dacă reușiți în secțiunea asta să-i clarificați ce are el de făcut, ce aveți voi de făcut și de ce ar trebui să acționeze în momentul ăsta, plus de ce ar trebui să lucreze cu voi și nu cu altcineva, aveți o prezentare de succes. Și în final aș vrea să mai adaug câteva observații, la fel pe care le-am învățat în experiență. Nu trimiteți prezentări pe e-mail. Cât de des pot, evit să trimit prezentările pe e-mail. Sau le trimit înainte și apoi mă duc să le prezint. Încercați întotdeauna să prezentați face-to-face. Pentru că impactul asupra publicului respectiv este întotdeauna mult mai mare. Și aveți ocazia să intensificați aici durerea un pic mai bine, să puneți niște sare pe rană, să împingeți mai tare degetul și așa mai departe. Apoi, respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție. Dacă aveți o oră și jumătate la dispoziție pentru o prezentare, de exemplu, folosiți doar o oră astfel încât să lăsați timp de întrebări. Oamenii ăia au și dreptul la replică. Ok? Și știu că tentația este mare să pui foarte multe chestii, mai ales aici, de exemplu, dacă ai o prezentare de vânzare de făcut, o analiză a pieței făcută competent poate să fie extrem de voluminoasă, dar mai bine sintetizează în prezentare, sintetizează ideile extrase și anexează o altă prezentare de 150 de slide după analiza pieței. Pune-o ca anexă. Pentru că altfel îți ruinezi prezentarea. Dacă îți pierzi jumătate de oră să te prezinti mai pe tine, ghiși ce omul ăla acolo doar pentru tine. Da? Și atunci, în general, la prezentările pe care le facem, noi anexăm analizele de piață, anexăm prezentarea noastră și ne concentrăm pe celelalte. Da? Care credeți că ar trebui să fie proporțiile potrivite? Cât stăm pe poziționare, cât stăm pe soluții, unde credeți că trebuie să stăm cel mai mult? Unde? Da? La beneficii, la valoare, da? Din experiență, din nou, vă spun că în jur de 40%, 35-40% din prezentare trebuie să fie acolo. Ca timp, ca efort, ca volum de slide-uri, de exemplu, și așa mai departe. 10% în final pentru next steps sunt suficienți. Nu ai cum să faci o poziționare bună în mai puțin de 20% din timp. Și apoi ai în jur de 15-20% pentru problemă și soluție. Cam asta e proporția echilibrată în care să... Dacă aveți 10 minute la dispoziție, împărțiți minute. Dacă aveți jumătate de oră la dispoziție, și mai departe. Dar vedeți acum cum ajunge să fie o poveste? Practic, eroul tău se află într-un context împreună cu tine. Are o problemă. Intriga din orice roman, film și așa mai departe. Și tu îl duci de mână împreună cu soluția ta, arătându-i beneficiile către victorie. Ok? Vreți să facem o probă live? Facem un test să vedem dacă funcționează modelul? Eu am un workshop de online marketing săptămâna viitoare. Practic, învăț antreprenorii și oamenii de comunicare și de marketing cum să-și atingă mai bine obiectivele prin digital marketing și facem o prezentare live pe modelul ăsta acum. Ok? Îmi dați o rundă de aplauze ca să mă susțineți. Bun. Bună seara din nou. Mă numesc Ciprian Susanu.
Sunt trainer, speaker și antreprenor cu peste 11 ani de experiență în digital marketing. Și pentru că am văzut foarte mulți antreprenori în România și oameni care lucrează în marketing și comunicare, care au nevoie să se promoveze în mediul online, și pentru că mediul online este din ce în ce mai utilizat în România, gândiți-vă că promovarea online a ajuns să fie chiar mai populară decât promovarea pe mediile TV sau presă, de exemplu. Am observat foarte mulți antreprenori care au provocări în investițiile lor în digital marketing. Practic, consideră că au pierdut banii investind în digital marketing sau simt că au ajuns la un nivel la care s-au blocat și nu pot să depășească nivelul respectiv și să scaleze în sus business-urile lor. În același timp, am observat că sunt foarte multe informații teoretic despre digital marketing, vei găsi peste tot informații despre mediul online, dar cum faci diferența între informația de calitate și informația de slabă calitate? De unde știi ce informație e potrivită pentru tine și informație nu e potrivită pentru tine? Ei bine, cred că soluția stă în educație. Cred că mediul online în România se va dezvolta pe măsură ce antreprenorii și oamenii de marketing vor învăța cum să folosească mediul online și care sunt principiile de bază de care au nevoie astfel încât să aibă succes în mediul online. De aceea am decis să organizez un workshop de digital marketing. Practic, veți învăța să analizați piața din care faceți parte și trendurile, să vă dați seama cât de mari sunt oportunitățile în domeniul vostru de activitate. În același timp, vă voi învăța să recunoașteți furnizorii care sunt de încredere și să faceți diferența între persoanele cu care puteți avea o relație de parteneriat reală și persoanele care doar urmăresc să vă, nu știu, cheltuie bugetele, ca să fiu drăguț. În același timp, vă voi învăța să măsurați rezultatele și să alegeți canalele potrivite de promovare online pentru afacerea voastră. Astfel încât, în final, prin alte câteva metode, să vă învăț cum puteți îmbunătăți constant campaniile online pe care le aveți și să obțineți rezultatele pe care vi le doriți. Nu trebuie decât să veniți săptămâna viitoare la Hotel Pullman, la ora 10, joi, pe 1 septembrie, astfel încât să obțineți rezultatele online de care aveți nevoie. Puteți să vă înscrieți online pe workshop online.cipriansusanu.com. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Întrebări? Care întrebare, dacă vă permiteți? Are întrebări numele tău. Mulțumim foarte mult pentru informații. Cum arată? Deși nu sunt foarte junioară, pot să spun că ați făcut una dintre cele mai bune sinteze în ceea ce ține de structura unei prezentări. Mulțumesc frumos! Vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere. Când vorbim de o prezentare... Ciprian, te rog. Când vorbim de o prezentare în un PDF, să spunem, care este funginea slide-ului care ați recomandat-o? Și următoarea întrebare, sau nu neapărat întrebare, legătură, este dacă raportat la numărul total de slide-uri care recomandați, putem păstra proporțiile discutate. Depinde ce vinzi. Depinde ce vinzi. Spunem, suntem tot de mediu online, presupunem că încercați să vindem o campanie online sau un site. Un site se produce... Ca timp? Am trecut prin multe prezentări de pitch. Am fost în prezentări de 4-5 ore. Mie mi se pare complet inutil. O prezentare bună de vânzare, o prezentare cu adevărat bună de vânzare, n-ar trebui să dureze mai mult de 45 de minute. N-ar trebui să dureze mai mult de 45 de minute și o vânzare de campanie complexă, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să aibă mai mult de 50 de slide. Acum, știu că nu asta se practică în piață. Da? Agențiile, când intră în pitch, fac 150 de slide-uri, încearcă să le împacheteze într-o oră și jumătate, se duc și vorbesc repede. Dar o fac, credeți-mă, și o spun cu smerenie și cu experiență în domeniul ăsta. O fac de frică. O fac de frică. Da, pentru că vor să pună cât mai multe idei, cât mai multe concepte, astfel încât să meargă ceva. Ori dacă tu știi foarte bine ce e potrivit pentru clientul ăla, ce trebuie să-i vinzi și care e soluția și ai încredere în ea, crede-mă că poți să o faci în 30 de slide. Și oricum, clienții din România nu sunt foarte bine învățați. Sunt învățați
cu sute de slide-uri, sute de idei din care să aleagă și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, o prezentare de strategie trebuie să zică ce ai de făcut și cum ai de făcut. Nu trebuie să-ți dea toate execuțiile, nu trebuie să-ți dea sute de idei, trebuie să-ți dea ce-ți trebuie, dacă s-a înțeles brief-ul. A doua întrebare era, scuze-mă? Dacă păstrăm proporțiile de procentajul în expunerea din prezentare. Da, pentru că e un mod de a acorda respect și interes clientului, în primul rând. Da? Mulțumesc! Cu mare drag. Alte întrebări? Ok, atunci vă mulțumesc frumos! Am fost o plăcere să vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ciprian! Vă readuc aminte că... S-aude? Da? Cam încet. Vă readuc aminte că puteți interacționa cu speakerii, iar la final avem două premii pentru cei mai activi dintre dumneavoastră, și anume două sticker de vin de la partenerii noștri de la Dinescu. Să limităm pe altele la speaker? Da? Ramona Joiță. Coordinator la agency.ro. Imediat îți arunc și prezentarea. Și mulțumesc pentru invitație. Cum a spus și Dan, sunt Digital Marketing Coordinator pentru agenția Agency. Fac treaba asta de 7 ani. Cam de când am terminat liceu. Îmi place foarte mult ceea ce fac și încerc, iar lucrul ăsta mă motivează să devin din ce în ce mai bună pe ce trece. Mersi, ți-am spus și cum... Ok, hai să mă dau așa puțin. Da. Hai să vedeți. Hai să vorbim puțin despre SEO. Nu știu mai ce mă audio. Ok, acum am o lumea bine, da? Bine. Astăzi o să discutăm un pic despre SEO, despre algoritmi, practici și schimbări în 2016. Înainte să încep, aș vrea să vă întreb câți dintre voi aveți un business în online. Ok. Câți dintre voi... Câți dintre voi oferiți servicii în online? Ok. Bine. Astăzi o să încerc să vă povestesc un pic despre ursulețul drăguț pe care îl cheamă, nu știu dacă știți, Panda. V-ați lovit de el până acum? Știe cineva ce este Google Panda? Nu? E bine, ok. Pinguinul dansator pentru care nu s-a găsit în lume. Nu știți? Nu știu asta? Ok, pentru ei. Mobile friendly la responsive design și niște indicatori care au apărut peste noapte. User experience indicator. Iar dacă vom mai avea timp, puțin despre moda pălăriilor mele. Da? Bun. Și ca să recapitulăm, astăzi vom vorbi despre zoologie și despre fashion. Da? Mă bucur că mai ales că sunteți multe fete. Eu sunt prin David, e bine. Așa. Cum ne-a obișnuit deja Google, în fiecare an schimbă lucrurile, tot timpul avem noutăți, mereu intervin schimbări și iar noi trebuie să ne adaptăm. Fie că vorbim de webmaster, fie că vorbim de oameni de marketing online sau de profesori de business-uri, da? Anul acesta, prima schimbare care a venit de la Google a fost anunțul că Google Panda va fi integrat în algoritmul de bază. Și pentru că am văzut că nu știți ce este Google Panda, o să discut mai întâi despre el. Este un algoritm care a fost creat de Google, un filtru, practic, cu scopul de a combate conținutul duplicat sau de slabă calitate, pagini cu reclame, link-uri de afiliere în exces, pagini care au comentarii spam, pagini doorway, keyword stuffing. Acum, spuneți-mi dacă înțelegeți toate conceptele astea. Da? E ok? E bine? Bun. După ce a fost lansat Google Panda, impactul a
că a schimbat foarte mult modul în care se face promovare online, în sensul că i-a împins pe webmaster să se focuseze mai mult pe conținut și să-și îndrepte atenția către client, către utilizator, de altfel ar fi și normal. Însă, odată cu schimbarea aceasta de a introduce Google Panda în algoritmul de bază, au venit și câteva noutăți. Și aici, să vedem. Nu va rula în timp real, ci în mod regulat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu voi posta un articol, nu garantează nimeni că Google Panda va trece prin el. Pentru că acest algoritm, filtru, va rula în mod regulat. Nu se știe cum. Periodic. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să ne facem neapărat o problemă. E o parte bună, dar nu neapărat. Nu vom mai afla noutăți despre update-urile viitoare. Asta este o parte negativă, pentru că, inițial, când s-a lansat Panda, Google de fiecare dată anunța. Lansăm Panda, estimăm că o să aibă impact asupra 1% de site-uri și așa mai departe. Însă, lucrul ăsta nu vom mai ști. Cu alte cuvinte, nu vom mai ști nici ce tip de penalizare avem la site-urile noastre, pentru că nu știm ce algoritmul are, pentru că el va rula tot timpul, practic. Da? Și atunci ne va fi mai dificil să corectăm greșelile pe care le-am făcut sau să aflăm ce este greșit la site-ul nostru și să și corectăm. Partea bună este că calitatea conținutului va fi mai importantă ca niciodată. Da? Cu alte cuvinte, trebuie să avem grijă întotdeauna de ce postăm. Nu mai postăm conținut preluat, da? Nu-l preluăm conținut de pe site-uri și-l punem la noi. Întotdeauna încercăm să ne stabilim publicul țintă și să scriem conținut pentru publicul nostru ținte. Da? Asta dacă vrem să avem succes. Nu putem să scriem informație doar ca să fie. Informația trebuie să fie de calitate, trebuie să răspundă unor întrebări ale utilizatorilor, al publicului țintă pe care noi îl avem. Asta dacă ne dorim ca noi să avem succes. Da? Și ca site-ul nostru să urce. Asta nu e o veste bună chiar pentru toată lumea. Pentru mine este o veste bună. Pentru că este normal să intervină aceste schimbări. Este normal ca Google să schimbe regulile jocului și să îngreuneze oarecum procesul de optimizare. Pentru că și comportamentul utilizatorului s-a schimbat, da? Și numărul de site-uri a crescut și atunci de partajarea trebuie să se facă pe alte criterii, da? Mai riguroase. Ok, și pentru a evidenția faptul că, pentru a scoate în evidență cât de important este conținut, aș vrea să vă prezint o evoluție a unui site. Clinicile Dr. Leacu este un client cu care noi am început colaborarea de curând, de vreo 3 luni, ceva de genul. Clinicile Dr. Leacu, ei sunt unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de clinici dentale din România. Deși sunt destul de cunoscuți și se bucură de notorietate în presă și așa mai departe, la capitolul poziții nu stăteau foarte bine. Și atunci, noi când am debutat colaborarea cu ei, am început să facem următorii pași. Pe care, dacă aveți site-uri sau dacă urmează să vă faceți site-uri, chiar ar fi bine să știți. Nu, ca să știți ce o să cereți la agențiile în care veți lucra în viitor și chiar și pentru voi este bine. Dacă vreți să faceți treaba asta in-house. Audiți de off-page și on-page. Ce înseamnă off-page și off-page? On-page, mă refer la ceea ce este pe site. Ai văzut cu o întrebare? Da, sunt curios ce ați făcut off-page. Off-page? Păi, urmează să spun ce am făcut on-page. Dar vreau să spun și ce am făcut off-page. Urmează imediat. Asta e un pic. Vreau să pun accentul pe conținut și apoi o să trec în revistă și partea de off-page, pentru că off-page nu prea am apucat să lucrăm. După cum am zis, este un client nou și nu am apucat să facem foarte multe lucruri în sensul ăsta. Atunci o să vă zic. Ok. Off-page este partea de backlink-uri, da? Ce este în afara site-ului. Apoi, am început cu optimizarea corectă a site-ului on-page.
da? După ce am stabilit strategia de cuvinte cheie, este foarte important să optimizați paginile. Să aveți grijă la meta-tag-uri, la heading-uri, conținutul și imagine neapărat optimizate, da? De asemenea, este bine, după ce vă stabiliți cuvintele cheie și aveți o idee cam care este publicul țintă, să vă faceți o strategie de conținut, da? Să țineți cont de cuvintele cheie și de publicul țintă. Pasul următor a fost verificarea off-page, eliminarea link-urilor periculoase și dăunătoare, că mă tot întrebai mai devreme, da? Cam asta am făcut la început. Am identificat link-urile potențial periculoase și le-am dat dizou. N-a fost cazul la ei. Dar de obicei asta este cursul atunci când preluăm un proiect nou. Pentru că nu poți să iei un proiect și să nu analizezi bine înainte, să nu vezi care sunt avantajele, care sunt să-i descoperi punctele forte și punctele slabe, ca să zic așa, ale unui site. Ok. După... Dar ce înseamnă un link periculos în ziua de azi? Poftim? Ce înseamnă un link periculos off-page? Un link periculos. Un link periculos poate fi un link site-wide, un link care mi apare pe toate paginile unui site, poate fi un link pe un site cu conținut adult sau pe un site cu care vinde jocuri de noroc sau eu știu ceva de genul ăsta. Un link periculos. Mai poate fi un link pe un site care este plin de reclamă, de exemplu, care are afiliere. Acestea pot, sunt doar câteva exemple, da? Da. După ce am corectat un page tot ce trebuia de corectat, tot ce aveam de corectat și ne-am focusat pe strategia de conținut. I-am învățat ce să scrie pe blog, cum să scrie și așa mai departe, să optimizeze. Cam astea au fost rezultatele. Da? Pe cele două cuvinte pe care pe ei interesează cel mai mult, implantul dentare și implantul dentar, au crescut de pe poziția 7, de pe poziția 1, de pe poziția 15, de pe poziția 2. Da? Deci, doar după ce am lucrat on page și am stabilit strategia de conținut, s-au întâmplat lucrurile astea. Sigur că și brandul ne-a ajutat, pentru că este un brand puternic, însă au contat foarte mult lucrurile acestea. Dacă nu ai un brand puternic și la început? Dacă nu ai un brand puternic și la început, încerci să-l crești. Durează mai mult. Da, durează mai mult, sigur că da. Bine, acum depinde și de domeniu. Ce înseamnă să crești brandul în online? Ce înseamnă să crești brandul în online? Faci optimizare, îți vezi ce canale ți-ai ales sau ce metode de promovare potrivite. Depinde de tine, de ce buget ai, de ce, în ce domeniu activezi. Ține de altceva. Așa. Care a fost reacția clientului? Bonus ceva? Nu. Le-am făcut treaba, da? Bine. Bun. Întrebări dacă aveți până acum legate de... Așa, hai. Eu am o curiozitate mai multă. Acum sunteți lucrați cu acest client de 3 luni. Da. Cum ați reușit performanța de la poziția 15 la poziția 2? Pentru că e un lucru, scuze, e un lucru care se știe că totuși te ridică, însă un interval de 6 luni este termenul mediu dat de ei. Da, da, corect, corect. Dacă corect, au fost tricks pe care le puteți împărtăși cu noi, corect, cu toată lumea s-ar bucura să le știe. Sigur, sigur. Așa cum am spus și mai devreme, a contat foarte mult și brandul, pentru că ei au apariții în presă, se bucură de notorietate la TV și așa mai departe. Însă nu au avut o strategie de SEO până acum. Noi, practic, am finisat site-ul lor. Asta am făcut. Și am făcut fix lucrurile pe care vi le-am zis, adică acestea. Nimic în plus. Am optimizat paginile, conținutul din site, da, am pus meta-tag-uri potrivite, am pus heading-uri potrivite, am pus alturi pe poze. Asta, teoretic, toată strategia, adică dacă folosim o strategie de SEO corectă, asociată cu un branding, să spunem,
cât de cât funcțional, rezultă că într-un termen de 2-3 luni de zile putem să creștem? Nu e obligatoriu, pentru că lucrul ăsta poate varia, aici ține și de competiție și încă o dată vorbim de un brand puternic, da? Eu am vrut să subliniez foarte mult cât de important este conținutul, cu toate că avem un brand puternic, uite că după optimizarea on page și o strategie de conținut bună, s-a ridicat frumos, da? Nu garantează nimeni treaba asta, pentru că sunt mai mulți factori de care trebuie să ții cont. O dată, industria din care faci parte. Una este să vând ciorap roșii și alta este să vând laptopuri, da? Competiția este mult mai ridicată. La roșii? La laptopuri. Da? Vorbim despre altceva. Plus de asta contează foarte mult și site-ul pe care îl am. Este mai nou, este mai vechi, mă bucur deja de o autoritate la el. Sunt mai mulți factori de care trebuie să ținem cont. Adică nu este un timp exact în care pot să spun da, site-ul ăsta va crește în 3 luni. Nu, nimeni nu se poate să garanteze treaba asta. Da, pe baza experienței pe care o am, atunci când văd un site pot să spun măi, eu cred că ne-ar lua cam atât. Însă nu pot să ofer garanții. Iar cei care oferă garanții, practic mint. Pentru că nu au cum să facă chestia asta. Da. Poate când ați obținut o performanță extraordinară cu un timp relativ scurt. Da. Ok, mulțumesc mult. Plăcere. Mai era o întrebare? Da, vreau să întreb pe Penguin, că eu sunt interesat. Adică O să vin cu Penguin. Vrei să aștepți un pic? Da, sau dacă nu vreau... Penguin-urile sunt cele mai importante ca să ranchezi. Dacă nu ai, efectiv, poți să ai cel mai bun site și să fie un page făcut corect, că tot nu... Prima oară cred că trebuie să analizezi concurența, să vezi dacă ei au. Teoretic, într-adevăr, backlink-urile încă joacă un rol important, dar și conținutul, adică dacă nu am și conținut și backlink, atunci nu am cum să am succes, da? Sunt importanți ambii factori. Bine, am înțeles că site-ul acesta era deja foarte cunoscut, avea notorietate, presupun că avea backlink-uri o grămadă, printre care erau și bune și proaste. Și voi le-ați amurat pe alea proaste, aveați cele bune și astfel s-a ridicat site-ul, zic și eu. Da, nu le-am anulat neapărat, adică treaba cu Dizou, dacă la asta te referi, e un pic, tool-ul ăsta care este făcut de Google, Google Dizou, trebuie folosit cu prudență, adică n-aș recomanda să-l folosim imediat cum vedem un backlink care mi se pare nou că e dăunător, gata, îl punem în Dizou, pentru că, mai ales pentru cineva care nu are o experiență, care nu știe SEO, să zicem că am văzut un link site-wide, că am dat un exemplu mai devreme, am văzut un link site-wide pe un site, eu știu, am un link acolo și mă gândesc imediat să-i dau Dizou pentru că știu că Google penalizează astfel de link-uri. Păi de unde verificați page authority sau alte criterii ale lor dacă sunt bune? Eu ziceam în ideea în care vorbim despre cineva care știe că link-urile astea sunt dăunătoare, însă nu stă să analizeze detaliu, nu are experiență să analizeze detaliu și atunci este bine să cântărim înainte să dăm Dizou. Eu știu, poate link-ul ăla totuși mă ajută. Iau click-uri. Poate nu e chiar atât de multe pagini pe câte... Pentru un client nu care nu are notoritate, faceți SEO off-page cu backlink-uri? Sigur că da. Backlink-urile în continuare sunt o componentă cheie în strategia de optimizare. De unde le mai luați? Poftim? De unde le mai luați? Asta este o altă discuție. Plus că diferă de la fiecare client la fiecare client, diferă de domeniu și așa ar fi normal, nu? Pentru că este important să am link-uri în articole și pe site-uri care să fie relevante pentru mine, da? Nu pot să pun să arunc niște link-uri, eu știu pe cine știe ce site-uri care nu au nicio legătură cu mine, pe care nu intră nimeni, atunci ele clar nu mă vor ajuta, da? Plăcere! Întrebări? Mai aveți? Nu? Bun. Hai că-mi place. Bine, ne-am încis un pic. Google Penguin Update. Este următoarea mișcare pe care o așteptăm de la Google și cu care ne amenință de aproape 2 ani. O să trec direct la slide-ul despre Google Penguin, ca să avem un pic analizăm. Ca și Google Panda, Google Penguin a fost un update lansat cu scopul de a îmbunătăți motorul de căutare Google, da? De a îmbunătăți performanțele.
Practic, acest algoritm penalizează tehnicile de black hat. Link-uri site-wide, excese de cuvinte cheie în articole, schimburile de link-uri și așa mai departe, și site-urile care au slab, conținut slab calitativ și fără relevanță. Da? Ca și cu anul, atunci când a fost lansat, a avut un impact puternic asupra site-urilor, în sensul că foarte mult au picat, că na, la vremea respectivă lumea făcea să o cum făcea. Și, din păcate, foarte puțin a reușit să-și revină. De asta e bine să evitați pe cât posibil astfel de penalizări, pentru că, din păcate, dacă apucați să luați una, e mai greu de revenit. Pentru că trebuie să corectați tot ce e greșit și să așteptați până când mai vine un update, dacă mai vine, și așa mai departe. Mă rog, n-aveți garanția că veți mai ridica vreodată site-ul respectiv. Despre Google Penguin 4.0. Știm câteva lucruri. Sau pornim câteva lucruri. Faptul că va rula în timp real. Cel puțin așa se bănuiește și se presupune, s-a făcut deja o opinie publică între asta, că o să ruleze în timp real. Nu avem nicio garanție de la Google, însă așa se bănuiește. Ce înseamnă că va rula în timp real? Că îmi va analiza link-urile pe care eu le voi crea cu timpul și așa mai departe. Adică atenție mare la ce link-uri creați. Va fi ultimul update Penguin anunțat de Google. Și va detecta link-urile spam mai rapid. Normal că dacă va rula mai des, va fi mult mai simplu să le detecteze. Plus că iarăși nu vom mai ști ce tip de penalizare avem, pentru că dacă și Panda și Penguin vor rula în același timp periodic, va fi dificil să identificăm ce tip de penalizare am luat. Întrebări. Google Penguin. Ok. Trecem mai departe atunci. Google Penguin este un trebuie să rețineți că Google Penguin este un algoritm focusat pe backlink-uri, da? Atenție mare la ce backlink-uri cred. Acum aș vrea să discutăm un pic despre treaba asta cu mobile friendly, responsive. Nu știu dacă ați auzit despre treaba cu mobile friendly. De vreo 2 ani se tot discută de mobile friendly, site-ul responsive. Voi aveți site-ul mobile friendly sau responsive? Yes. Nu? Nu știți despre ce vorbesc? Nu? Ok, e bine. Ce înseamnă un site responsive? Un site responsive este un site care servește același cod HTML și URL utilizatorului, indiferent de dispozitivul de pe care el accesează site-ul respectiv. Totodată, el adaptează dimensiunea în funcție de dispozitivul de pe care este accesat site-ul. Treaba este că toată lumea a făcut o confuzie între a asocia un site responsive cu un site mobile friendly. De ce? Pentru că la un moment dat Google, în urmă cu vreo 2 ani, în urmă cu un an, de fapt, a lansat un update care se numește Google Mobile Friendly, prin care, de fapt, scopul lui a fost să ofere poziții mai bune site-urilor care au o variantă de mobil. Și atunci toată lumea a asociat mobile friendly cu responsive. Însă mobile friendly și responsive nu sunt una și același lucru. Adică, în partea stângă am un site mobile friendly, în partea dreaptă am un site responsive. După cum vedeți, site-ul responsive nu se vede atât de bine, da? Dacă stau să mă uit acolo, văd niște hieroglife. Nu mi-este tocmai ok să navighez pe un astfel de site, da? Și atunci, cea mai bună variantă, atât pentru Google, cât și pentru utilizator, este o variantă dedicată de mobil a site-ului, da? Trebuie să avem o variantă dedicată de mobil. De ce? Pentru că, în foarte multe țări, traficul de pe mobil a depășit deja traficul de pe desktop, iar în multe dintre ele deja este egal. Adică este crucial să avem și o variantă de mobile. Asta dacă vrem să vindem și pe mobil. Întrebări. Eu nu sunt de acord cu ce a spus mai devreme. De ce? Ok, mi-ați
arătat un site mobile friendly post. Există variante ok care funcționează. Vă referiți la responsive. La responsive? Da. E un exemplu doar. Okay. Cu ce nu sunteți de acord? Mai exact. Că există foarte multe variante de responsive făcute în CSS-ul ca lumea, care arată chiar mai bine decât partea mobile și sunt adaptate. Iar prin Google, cum se cheamă, acel mobile nu știu ce, dă foarte clar unde sunt problemele și poate fi foarte ușor adaptat ca un site responsive să fie. Da, de acord, dar tocmai asta am spus. Asta vreau să subliniez, că este nevoie de o variantă dedicată, pentru că pentru Google nu este suficient să am un design responsive, da? Este insuficient, textul este foarte mic, se vede dificil, chiar și la variantele îmbunătățite. Dacă o să faceți testul cu mobile friendly test, acela care l-au făcut, el o să vedeți că nu-l treceți. Ba da. Da. Sunt mulți care le fac prost, dar asta e partea a doua. Pe care argumentul suprem, am o completare, nu mă întrebare. Pe care argumentul suprem nu este că trebuie neapărat să faci adaptiv, apropo adaptiv se numește varianta nativă versus responsive, ci mai degrabă să te concentrezi pe nevoia utilizatorului. Gândește-te, că aici îți dau dreptate 100%. Este mai bine să ai o variantă de mobil, deși sunt de acord, se pot face site-uri responsive care să treacă perfect orice test de la Google de mobile. Perfect, poate să treacă și dimensiunea de fond și tot. Dacă e un site responsive, făcut bine. Dar cred că ce mai important e să te uiți la nevoia utilizatorului. Care e nevoia utilizatorului? De-aia trebuie să faci adaptiv și de-aia trebuie să faci nativ. Pentru că utilizatorul, când e pe telefonul mobil, în tramvai, are altă nevoie decât atunci când e în fața laptopului. Și atunci, dacă îți adaptezi funcționalitățile la nevoile pe care le are utilizatorul în contextul ăla, întotdeauna vei avea un site mai bun. Sigur că da. Și ăsta e argumentul suprem pentru nativ adaptiv. Că interesul meu este să vând. Și atunci, ca să vând, trebuie să fac tot posibilul să-i ofer utilizatorului meu o interfață cât mai intuitivă, da? Să fie cât mai ușor de navigat în site-ul meu, astfel încât el să găsească rapid informația de care are nevoie și ceea ce caută și așa mai departe. Vreau să intervin și eu puțin aici, ca să contactez pe cei care au ridicat această problemă. Pot să contrazic pe domnul care spune că un site responsive sau adaptiv e suficient. Este suficient în condițiile în care avem pe homepage foarte puțin text. Atunci, într-adevăr, putem să facem suficient și să trecem testul pe Google de friendly cu puțin text pe homepage. Ori ceea ce învățăm noi în SEO și marketing online este că pe homepage e bine să avem foarte mult text. Ori dacă avem foarte mult text ca să satisfacem nevoia de optimizare a site-ului din punct de vedere SEO, contrazicem partea altă. Nu o să mai poată să fie cât de adaptiv e el, textul ăla tot mică să se vadă. Și atunci, ca să închidem ambele situații, e bine să avem pentru SEO mult text pe homepage, într-adevăr, site responsive, dar e bine să avem cu totul alt design pe o variantă de mobile friendly. Asta este. Atâta timp cât faci un site responsive doar, deci cu design adaptiv, atunci nu vei putea să pui foarte mult text în homepage. De fapt, foarte puțin vei putea pune. Vei merge mult pe design, pe imagini, pe lucruri care se pot adapta și vizualiza pe mobil. Ori asta nu e corect din punct de vedere SEO. Deci varianta ideală este să avem o variantă de mobile, friendly, nativă, adică un alt design, conceput special pentru telefonul mobil. Despre asta era vorba. Sigur că putem să facem și așa, și așa. Acum discutăm de care e mai bună variantă. Și cea mai bună este să avem o variantă dedicată de mobile, cu altă aranjare a meniului, cu altă aranjare a imaginilor, în care să scoatem în evidență ceea ce vrem de la utilizator. Mulțumesc! Mai sunt întrebări? Nu e sigur aici. Nu mai am o întrebare, dacă se poate. Menționai mai devreme că multe dintre țările cu o dezvoltare mai bună la capitolul viteză de internet și așa mai departe, are un trafic de mobil peste cel de desktop.
Pentru România, aveți o statistică? Din câte știu, e egal. Acum, ultima oară când s-a măsurat, nu știu ce s-a mai întâmplat între timp, dar știu că este cam egal. Probabil din curte de depășit. Mersi. Da. Depinde de nișă. Da, sigur că traficul de pe mobil poate să depinde și de nișă. Parcum. Evident. De... Da. Sigur că da. Nișa asta aici. Mai sunt întrebări? Eu așa aveam o întrebare. A spus că la un moment dat Google să spunem așa, a aplaudat site-urile care au implementat practicile de mobile friendly. Da. În momentul de față, mai stau lucrurile la fel? Da. Asta urma să zic. Da. Asta urma să zic că tocmai a fost acum mai un update de la Google, din nou de mobile friendly. Spre deosebire de alte update-uri, impactul acestui update n-a fost atât de mare, atât de puternic, adică nu s-a simțit, a fost mai degrabă o ușoară surclasare a site-urilor care stau pe mobil, adică nu s-a simțit foarte tare. Dar sigur că e în interesul nostru să avem o variantă de mobile, pentru că așa cum spuneau și domnii, dacă într-adevăr îți dorești să vinzi, trebuie să oferi utilizatorului, trebuie să-l pui pe primul plan și să-i oferi o interfață bună, să-i oferi un site bun pe care să navigheze ușor și să găsească ceea ce dorește cât mai simplu, da? Aici avem câteva statistici referitor la acest update care a fost acum în mai. 25% dintre site-urile care nu aveau versiune de mobil și-au implementat una, ceea ce e foarte bine, tot pentru utilizatori, pentru că, practic, au site-uri mai bune pe care să navigheze, da? 71% din site-urile de e-commerce au astăzi o prezență pe mobil comparativ cu 58% în aprilie 2015, când a fost primul update. În special pentru site-urile de e-commerce este primordial să existe o variantă de mobile, pentru că ele practic generează cele mai multe conversii și atunci e în interesul nostru să avem o variantă de mobile, da? Ca să vindem cât mai mult. Și de 5 ori mai multe aplicații în rândul site-urilor de news. De ce? Pentru că, potrivit unui studiu realizat de Forrester, s-a constatat că 85% din timpul petrecut pe mobil este dedicat aplicațiilor. Și atunci site-urile de știri ce au zis? Ok, nu este suficient să punem oamenii să intre pe site și să citească știrile. Atunci hai să facem o aplicație, ca să le vină tot timpul noutăți. Da? Aici aș vrea să vă prezint evoluția unui site care înainte să aibă o versiune de mobil și după ce a avut o versiune de mobil, este vorba de Gadgetul, un magazin online de Gadgetul. După cum se vede, sunt irelevante, nu contează neapărat, în 2014 nu există o versiune de mobil a site-ului și bounce rate-ul era de 62%. Ce înseamnă bounce rate? Știți ce este bounce rate-ul? Da. Ok. Atunci. Ce înseamnă asta? Că oamenii intrau și ieșeau de pe site, nu mai vizitau și alte pagini, tocmai pentru că nu aveam o versiune dedicată de mobil și atunci era greu de navigat pe site pentru ei. Era dificil să intre, să vizualizeze produsele, să vadă, să facă o comandă și așa mai departe. După ce s-a implementat versiunea de mobile, bounce rate-ul este 21%. Adică o scădere imensă, drastică. Mai ales dacă ținem cont că la site-urile de e-commerce bounce rate-ul este undeva media, bounce rate-ul este undeva de 40-50%, este undeva între 40-50%, deci e foarte bine. Plus că și media totală a bounce rate-ului a crescut la 36,83%. Deci este primordial să avem așa ceva, da? Trebuie să avem pentru site-urile noastre. Aici este un prim screen cu mobile friendly test. Este un tool făcut de Google, unde vă puteți testa site-ul, să vedeți dacă versiunea de mobil pe care o aveți corespunde standardelor lui Google. Ok, și acum am ajuns la indicatorii principali de user experience, despre care o să vorbim. De ce este important să urmărim acești indicatori? Pentru că odată vom afla lucruri despre acțiunile utilizatorului pe site-ul nostru, plus că vom ști
ceea ce știe și Google despre, despre acțiunile utilizatorului pe site-ul nostru. Pentru că el, practic, așa măsoară performanța site-ului nostru. Vede cât timp petrece, utilizatorul pe site, ce bounce rate am, câte pagini a vizitat. Așa vede dacă site-ul meu este ok sau nu, dacă este relevant pentru cuvintele cheie pe care eu mi le doresc. E important să-i urmărim și noi. Bounce rate-ul. Cu cât este mai scăzut, cu atât mai bine, da? Timpul mediu petrecut de user pe pagină. Cu cât utilizatorul petrece mai mult timp pe pagină, cu atât mai bine. De ce? Pentru că înseamnă că el găsește informația care îl interesează. Înseamnă că ceea ce găsește îi place, că vrea să petreacă timp pe pagina respectivă. Câte pagini accesează un user pe site. Iarăși este important. Dacă îi place ceea ce vede, mai accesează și alte pagini. Da? Întrebări? Eu... Haideți! Nu mi se pare relevant astea, pentru că bounce rate-ul e construit din două interacțiuni. Dacă un utilizator ajunge pe pagină și iese în același timp de pe pagina respectivă, dar dacă ai avea un event, de exemplu, pus pe scroll, ar fi o interacțiune cu un event care e identificat de Google Analytics. Stai un pic, stop, că n-am înțeles ce zici. Un event? Da, o interacțiune cu un event într-o pagină îți anulează bounce rate-ul. O acțiune, o interacțiune cu un event? Da, un analytics. Da, cu Google Analytics. Dacă ai un event, dar de ce să ai un event? De ce să ai un event? Poți să ai un event. Dacă vrei să manipulezi metrica. Și de-aia consider că nu sunt relevante pentru... Da, însă... Și ce faci? Faci un event și determini oamenii să intre pe eventul respectiv sau cum? Da, ai putea să pui un event la scroll. Să pui un event la scroll. Și atunci ai avea bounce rate zero. Dar eu, de exemplu, uite, să spun că am un magazin online. Și da. Fac un event. Dăm un exemplu de event pe care aș putea să-l fac. Păi când ajungi în pagina, să zicem, tu ai căutat pe Google modelul de produs, ai ajuns în pagina directă a produsului respectiv. Tu poți să faci bounce acolo, zicem că prețul te deranjează sau ai putea să ieși sau ai putea să cumperi. Cam astea ar fi cele două variante. De zic că și bounce rate-ul acolo e și normal să fie 90%. Ce exemple de event. Dacă vrei să vezi câtă lume ți-a ajuns până la nivelul 4 pe homepage, vrei să știi câți din cei 1500 de oameni de pe homepage au ajuns în ecranul 2, câți în ecranul 3, câți în ecranul 4. Dacă vrei să știi câtă lume a dat click pe butonul X de pe homepage sau pe butonul Y sau pe butonul Z. Dacă vrei să știi câtă lume îți vede link-urile din footer. Dacă vrei să știi câtă lume face... Da, dar 10 exemple de ce poți să folosești event tracking pe site. Poți folosi foarte multe exemple și asta îți manipulează bounce rate. Nu am înțeles, dar alea se crede un event. Eu n-am înțeles treaba asta. Poți un eveniment în Google Analytics. Un event. Un event în Google Analytics. Metricele de acolo. Care îți manipulează bounce rate-ul. Într-un mod bun, de cele mai multe ori. O să dau exemplu și aici. Da, nu știu okay. Și așa funcționează Google Analytics-ul și timpul mediu petrecut de user pe pagină e interacțiunea dintre două pagini diferite ale acelui site sau o pagină și un event plasat pe acel site. Sincer, eu nu m-am confruntat cu așa ceva, nu am făcut treaba asta, dar dacă spui tu, te contrazic. No. Acești indicatori țin cont doar de traficul organic? Nu, pot să văd și pe fiecare canal ce... Păi nu vă acolo, 2016 Google ține cont de acești indicatori? Da, pentru că vorbeam despre cum măsoară Google performanțele site-ului tău. Dar este vorba de traficul organic? Este vorba de traficul organic, sigur, da. Nu doar, nu vorbim despre ce pe ce. Adică, dacă vă referiți la atunci când Google analizează acești factori și poziționează site-ul ca atare, după ce analizează, sigur, vorbim doar despre Google organic. Despre organic, au venit despre organic. Da. De unde știe Google indicatorii ăștia? Păi e foarte simplu să știe. Ce crezi că dacă are acces la Analytics nu poate să-ți invadă? Te-am întrebat, de unde are din Analytics? Citește termenii și condiții de Google Analytics. Da, sigur, dacă e vorba așa pe termen și pe evident. Poți să vadă oricum, îți dai seama că sunt diferite modalități. După că au acces în site decât prin Analytics, asta da, dar... Treabă oficial pe Google. Nu folosesc datele din Google Analytics pentru a încarc și poți să-ți o confirm. Discutată cu Google. Eu nu o cred asta.
Da. Lasă-mă să nu cred. Eu am argumente, termeni și condiții semnați. Cred că îți dai seama că acum dacă intrăm în discuții despre securitate și cum suntem monitorizați, sunt niște discuții interminabile. Suntem prea mici ca să știm lucrurile pe care ei le știu despre noi. Adică despre ce vorbim. Că ți-a spus ție Google că, știți, noi nu-ți monitorizăm site-ul, nu avem cum să facem asta. Seriously. Am voie să folosească datele respective, sunt foarte responsabil când zic ceva. Da. O declarație e oficial sau este din ce sunt în termeni și condiții. Nu, nu au voie să folosească ca factori de ranking datele din Analytics. Dacă Google a declarat clientul de are acest user experience, Google spune că ține cont de user experience, dar nu spune ce înseamnă pentru el user experience și dacă poate să măsoare timpul mediu. Ei spun de fapt că este felul în care poți naviga pe pagină, cum ajungi să faci acțiunea, este construit. Vă dau un exemplu. Numărul 1, bounce rate-ul, vă garantez că îl folosește. Și vă zic și cum. Dacă apeși back, din site. Ai intrat pe rezultat, ai dat back. Dacă te-ai întors în Google, înseamnă că l-a fost bounce. Dar nu pentru că măsoară din Google Analytics. Și poți să vă amână în foc pe chestia asta și punem ce pariu vrei tu. Nu, că nu vreau să iau pariu. Cine asumă răspunde? Alte întrebări? Nu mai? Ok, trecem mai departe. Dacă mai avem timp, vorbim un pic despre proiecte. Mai avem sau? Nu mai. Ok. Spuneți-mi dacă mai aveți întrebări. Spune-mi, de ce înseamnă Backend? Urmează o pauză după această... Nu, urmează o pauză și puteți să discutați. Dacă aveți întrebări pentru Ramona, puteți să discutați. Suntem o puțină întârziere. Și de asemenea, ediția din noiembrie este dedicată în totalitate Google Analytics. Vă invit de acum să participați. O să dăm detaliile din timp și vă așteptăm. Ok. Atunci, eu vă mulțumesc. Mă bucur că am avut, că ați interacționat cu mine și pentru asta vă mulțumesc. Spre deosebire de alte vorbitorul meu care are experiență, eu sunt la a doua prestație, ca să zic așa. Am încercat să dau tot ce am putut. Sper că informațiile pe care vi le-am oferit vă sunt utile și că le puteți folosi. Și sper să ne mai vedem, să mai interacționăm.